Obiceiul de a ucide pentru a mânca, credința că putem face orice cu celelalte ființe, este încă o plagă pentru rasa umană. Noi, oamenii, putem uimitor să fim grotești și sublimi în același timp, pentru că ne găsim scuze pentru ceea ce ne place și negăm ceea ce nu ne place. Alimentele care nu sunt recomandate, pentru că sunt extrem de nocive, sunt carnea de mamifere, cum ar fi de porc, de vită, de oaie sau vânat, grăsimile animale, untură, slănină, pește gras sau seu, apoi și celelalte tipuri de carne, cum ar fi de pasăre sau de pește. Consumul de carne este una din sursele majore de intoxicații, prin cantitatea crescută de produse amoniacali, rezultați în urma metabolismului proteinelor, dar și datorită modificării echilibrului florei microbiene din intestinul gros, se înmulțește flora intestinală de putrefacție, cu consecințe extrem de nefavorabile, produși toxici, cărora chimiștii le-au dat nume în conformitate cu proprietățile lor: indol, scatol, putresceina, cadaverina. Rezultatul este intoxicația organismului. Excesul de proteine, provenind din alimentația cu carne, formează cantități mari de uree în ficat și acid uric în sânge. Aceasta duce la un efort suplimentar din partea rinichiului și crește riscul leziunilor vasculare, calculozei urice și al gutei. Cele mai indicate surse de proteine sunt lactatele, ouăle, cerealele, leguminoasele, legumele, consumul acestora folosite în combinații, putând asigura aportul optim și cantitățile necesare de aminoacizi esențiali. Deși carnea crudă conține 20-25% proteine, prin fierbere sau prăjire, jumătate din proteine se degradează, fiind inutilizabile pentru organism. Nucile și cerealele, deși conțin între 10 și 15% proteine, consumate ca atare, nu suferă niciun fel de degradare termică. Prin urmare, putem considera că aceste alimente sunt mai bogate în proteine decât carnea. De ce carnea și grăsimile animale trebuie evitate? Pentru că sunt sursa cea mai mare de colesterol, pentru că provoacă aciditatea sângelui cu o serie de consecințe negative, demineralizează organismul în modul următor: scade calciul din sânge și oase. Acesta este extras din țesuturile în care ar trebui să se găsească și produce acumularea de calciuri în țesuturi într-o formă insolubilă. Consecințele sunt spasmofilia și osteoporoza, cât și calculii depuși în diferite organe. Carnea și grăsimile animale produc fenomene de putrefacție în tubul digestiv, ceea ce duce la intoxicarea organismului. Digestia lor este foarte greoaie și necesită o mare cantitate de energie, ceea ce favorizează sedentarismul și apariția senzației de oboseală. Carnea și grăsimile au foarte multe calorii, care evident se depun tot sub formă de grăsime în corpul uman. Totalul de proteine necesare pe zi este de 0,75 grame pe kilogram corp, deci pentru un adult de 70 de kilograme sunt necesare 52 de grame de proteine. Această cantitate poate fi asigurată cu ușurință din produsele lactate și din alimentele vegetale. Este o eroare tradițională de a spune despre carne că este indispensabilă. Laptele, brânza, iaurtul, grâul complet, porumbul, nucile și altele conțin cantități mari de proteine. Un regim având la bază fructe, legume și cereale, produse lactate și 1-2 ouă pe săptămână poate fi considerat ca perfect echilibrat. Excesul de proteine, datorită consumului de carne, este foarte grav, antrenând bolile ficatului, hipertensiune, ateroscleroză, gută și afecțiuni renale. Și ca și cum toate acestea nu ar fi de ajuns, lăcomia și setea după profit a producătorilor de mezeluri îi fac să nu arunce carnea care dă semne vădite de descompunere, ei supunând-o unui proces de reciclare. Una dintre căile frecvente de revalorificare a cărnii care nu se vinde trece, după cum declară neoficial chiar producătorii, prin următoarele etape. Carne proaspătă. După ce se învechește, carnea se toacă și se adaugă aditivi alimentari, conservanți, coloranți, stabilizatori și nitrați. Aceste substanțe folosite la prelucrarea cărnii sunt dintre cele mai nocive pentru organism. De cele mai multe ori, ele nu sunt declarate, după cum constatați, nu există etichete pe care să scrie compoziția la aceste produse din carne. Se obține astfel carne tocată. După ce se învechește, se toacă din nou, se adaugă un nou set de chimicale, corectori de gust, amelioratori, emulgatori pentru reîmprospătare și se obține salam. După ce și acesta părăsește termenul de garanție și începe să dea semne de descompunere, fapt care este de așteptat, se toacă din nou, se adaugă un nou val de chimicale și rezultă cârnații de casă. Acești cârnați deja duhnesc ca putreziciune, în așa fel încât unii câini îi resping total, dar în setea după câștig, producătorul îi transformă după altă tocare și chimizare în faimoșii cârnați trandafir. O capodoperă culinară care n-ar fi fost inventată niciodată dacă n-ar fi existat acest lanț tehnologic degradant. Organele interne ale animalelor acumulează cele mai multe toxine și sunt cele mai bogate în colesterol, consumul lor fiind cu atât mai dăunător decât carnea. În această categorie intră și obișnuitul pateu de ficat. Celelalte preparate, sub formă de cremvuști, parizări, conțin doar urme de carne, majoritatea fiind oase, tendoane și fascii, care datorită tehnologiei pot fi procesate foarte fin, înglobând apă și grăsimi, devenind astfel mezelurile așa zis ușoare sau produsele dietetice, consumate pe scară largă și administrate chiar și bolnavilor în spitale. Aceste produse, datorită conținutului foarte ridicat de săruri de calciu provenite din oasele tocate, sunt un mare pericol, deoarece pot duce la apariția calculilor în sistemul urinar sau biliar. Este ca și cum ai consuma oase pisate, iar bolnavii de litiază renală sau biliară și cu atât mai mult oamenii sănătoși, care încă nu au calculi, trebuie să evite să mănânce aceste produse. Carnea conține deșeuri provenite din vasele sanguine ale animalului tăiat, ierbicide și pesticide provenite din furaje, diferiți microbi și urme de medicamente inoculate animalului sub forma vaccinelor și antibioticelor. Substanțe de stres, sintetizate de animal ca urmare a spaimei din momentul tăierii, adrenalina și noradrenalina. Bacterii, provenind din descompunerea țesuturilor care începe imediat după moartea animalului. Carnea, fiind un bun izolator termic, fierberea sau prăjirea nu ajung niciodată să le distrugă pe toate. Și toxine, provenite din descompunerea proteinelor care intră în putrefacție imediat după ce viața încetează. Cei care cred că alimentația cu carne le conferă forță și putere de muncă se înșeală, alunecând în capcana neștiinței și a tradițiilor nesănătoase. Aparenta putere care apare după consumul de carne se datorează acestor substanțe excitante, care acționează asupra sistemului nervos, la fel ca și alcoolul și cafeaua, și nu datorită capacității sale de hrănire. Energia cheltuită pentru digestia cărnii este foarte mare, aproape echivalentă cu energia pe care carnea o cedează corpului, motiv pentru care cei care consumă carne se vor simți sătui, dar moleșiți, carnea fiind greu digerabilă, și aparent puternici, dar de fapt obosiți, fiind amețiți de hormonii excitanți. Carnea conține substanțe excitante pentru corp și sistemul nervos, adrenalina și unii hormoni secretați chiar în momentul morții ca urmare a durerii și spaimei. Aceste substanțe influențează psihicul, astfel cei care consumă carne vor fi mai irascibili, mai anxioși, mai nervoși și mai speriați decât vegetarienii. La fel ca în cazul animalelor carnivore, care sunt extrem de agresive, consumând carne, omul preia substanțele care generează agresivitate, nervozitate și stres. Să vedem care sunt pericolele consumului de carne. Există o veche zicală care spune că omul își sapă groapa cu dinții. Primul pericol al consumului de carne este otrăvirea. Chiar înainte și mai ales după agonia din abatoare, lupta inutilă a animalelor terifiate, care se zbat pentru a-și păstra viața, antrenează mari schimbări biochimice care fac să apară la acestea subproduse toxice și o mare cantitate de adrenalină emisă în mod abundent în întregul lor corp, otrăvind prin durere Trupul lor a îngoasat într-un asemenea grad încât carnea este deja oarecum otrăvită de suferința cumplită a animalului înainte de moarte. Un al doilea pericol al consumului de carne este cancerul. Un studiu efectuat în America pe un lot de 50.000 de lactovegetarieni a uimit lumea cercetătorilor în domeniul cancerului. De ce persoanele care consumă carne sunt mai vulnerabile la cancer? Pentru că o bucată de carne, după numai câteva zile de la sacrificarea animalului, capătă o culoare nesănătoasă, gri-verzuie măslinie, iar pentru a împiedica această degradare, industria cărnii adaugă nitrați și alți conservanți pentru a o face în mod artificial, dar nesănătos, să apară roșie. Cercetările au demonstrat că aceste substanțe conservante sunt profund cancerigene. Pentru a crește cât mai repede și pentru a aduce cât mai mult profit, li se inoculează mari cantități de hormoni care le stimulează în mod haotic creșterea. Li se administrează stimulenți în exces ai apetitului, antibiotice, calmante și amestecuri furajere chimice. Și un al treilea pericol al consumului de carne sunt bolile cardiace. Colesterolul din grăsimile animale acoperă pereții vaselor sanguine și pe măsură ce persoana care consumă carne îmbătrânește, deschiderea acestor vase se diminuează din ce în ce mai mult. Iată cum arată o arteră normală și iată cum arată arterele cu depuneri de colesterol. Presiunea asupra inimii crește, rezultând vulnerabilitate cardiacă și hipertensiune arterială. Este inutil să înlocuiți laptele integral cu 3% grăsime, cu lapte degresat, având 1,8% grăsime, atâta timp cât chiar și cea mai slabă carne pe care o consumați, cum ar fi carnea de vită, are 18% grăsime, iar carnea slabă de porc are 20% grăsime. În societatea noastră, o persoană din două care consumă carne va fi atinsă de o maladie cardiacă sau vasculară, în timp ce exact aceste boli sunt practic aproape necunoscute în țările în care consumul de carne este foarte scăzut. Există o mulțime de specialități lactovegetariene, savuroase, nutritive, pe care nu ați avut niciodată ocazia până acum să le gustați, datorită lipsei de informații, a obiceiurilor convenționale și a prejudecăților. Mulți sunt chiar foarte uimiți să descopere mâncăruri atât de bogate în proteine, atât de consistente și atât de bune, preparate numai din vegetale. La scurt timp după abordarea unui regim lactovegetarian, apar rezultate rapide. Sănătatea radiantă nu va fi doar fizică, ci apare o evidentă bucurie și o bunătate copleșitoare. O nouă vitalitate și o energie mărită, sistemul digestiv va fi mai sănătos, crește claritatea mentală, apare o stare de exuberanță și puritate. Vegetarianismul poate fi justificat medical, biologic, psihic, mental și spiritual. Este demn de reținut că nu există niciun argument inteligent valabil împotriva lui. Foarte mulți oameni celebri au fost lactovegetarieni: Pitagora, Platon, Socrate, Empedocle, Ovidiu, Seneca, Plutar, Clement din Alexandria, Leonardo da Vinci, Tolstoi, Isaac Newton, Milton, Shakespeare, Jean-Jacques Rousseau, Franklin, Darwin, Wagner, Rabindranath Tagore, Wells, Bernard Shaw, Gandhi, Albert Schweitzer și Albert Einstein. Importanța vitalității hranei a fost apreciată de marele inițiat Pitagora acum 2500 de ani. El a spus: doar hrana vie și proaspătă îi poate permite omului să rămână sănătos, să fie fericit și să simtă adevărul. Prin urmare, este foarte importantă nu numai durata vieții, ci și calitatea ei. Este important nu numai să fim sănătoși, ci și să simțim adevărul, adică să avem acces la cunoaștere și să fim fericiți și puri. Și tot Pitagora, care a fost vegetarian și a trăit 100 de ani, spunea referindu-se la carne: evitați, o muritori, de a pângări corpul vostru cu o hrană atât de rea.